Apropo de gelul Tofan, l-am avut zilele trecute la emisiune și a spus că domnia sa locuiește în Pitești, cu toate că toată lumea știe că locuiește în Bascov și că la Bascov, de fapt, are o casă de vacanță ca orice liberal care se respectă. Vreau să mă întreb unde aveți casa de vacanță ca orice liberal care se respectă. Nu, eu am acasă la mine casă de vacanță, eu stau în Pitești și atât. Nu știu, gelul, abar n-am, chiar nu știu unde locuiește, n-am fost nici la casă de vacanță. Nu, spus, a zis că are o casă de vacanță. Acolo e zona turistică, Bascov. Astea sunt picanterii, dacă vă interesează, chiar nu am nicio treabă. Să revenim la lucruri mai serioase, ca să nu zic de-a dreptul triste, tot la gelul Tofan, toată lumea pare că vrea să ia locul zilele astea. Și ca să citesc din celebra trădare cu ghilimele de rigoare, și tu, Brutus? Nu, gelul Tofan este ales de majoritate viceprimar. Codul administrativ, oricum ar fi, a fost modificat la momentul respectiv, în așa fel încât viceprimar să fie schimbat cât mai greu. Cred că la un moment dat ar trebui făcută, eu știu, o inventariere a activității fiecăruia și se poate sau nu schimba. Eu nu doresc locul lui, eu vreau ca el să rămână în continuare și noi să fim lângă el și să vedem ce se întâmplă. Au fost niște derapaje și de la el și de la noi și de la toți. Eu cred că fiecare le-a înțeles și dacă n-ar mai fi niciun derapaj sau nimic altceva, putem să mergem mai departe. Dar, încă o dată, am zis și mai devreme, atât el cât și celălalt viceprimar ar trebui să se trezească. Știți cum e caricatura pe internet când dai cu bățul într-un șarpe, să zicem, și zici, fă ceva. Asta trebuie să facă și ei ceva, pentru că, într-adevăr, ori fac și nu vedem șarpele noi... Șarpele vii în cine, Mihăilescu sau Gelu? Păi nu, că am mai văzut și în religia hindusă e un șarpe cu două capete. Dacă da? Știți, corect. Nu știu acum cum se numește. Să muște, în sensul ăsta. De asta zic, nu știu dacă ei fac ceva și nu ne anunță și nu ne spun nouă absolut nimic, nu știu dacă au atribuții și iar nu ne spun nouă și nu ne spun nimic, pentru că noi oricum nu aflăm nimic de la ce se întâmplă în primaria. Asta vă spun clar. Stați liniștiți că ceilalți află tot. Și între noi, nu ce vorbim noi, să aflăm imediat ce se întâmplă în primărie. Dar care e problema că se află? Nu e absolut nicio comunicare, vă spun zero. Noi înainte de ședință mai aflăm sau ne mai întâlnim sau așa, în rest nu știm absolut. Eu nu vă spun, nu știu absolut nimic ce se întâmplă acolo. Și nu aveți ședințe de plen în care să discutați de comisii? De comisii? Comisii, fiecare pe comisii, pe materialele pe care le-am primit, nu altceva. Și chemăm director, dar să ne spună și colegii cei doi, v-am spus, ori sunt prea ocupați, ori n-au atribuții, ori fac foarte multe și asta chiar e un minus și eu le-am spus, pentru că, cum am spus și noastră, sunt direct și le-am spus de foarte multe ori că chiar nu ne spun absolut nimic și nu aflăm nimic.